Vreau să te întreb cum ai prins drag de geografie. Am prins drag de geografie de mică. Mama m-a învățat și mi-a pus primul rucsac în spate, bocanci în picioare și m-a dus pe munte. De atunci am început să călătoresc și să văd lumea, să înțeleg ceea ce se întâmplă în jurul meu. Și am ajuns aici, încet, încet, cu munca asiduă și multă, multă, multă pasiune. Și mai vreau să te întreb ce vei face după această performanță. Ai fost solicitată deja să mergi la alte universități din afara țării. Care ar fi opțiunea ta acum? Am ales să rămân în țară, la București, la Facultatea de Geofizică. Sper că o să fie cel mai bine. Trebuie să rămână cineva și în țară și să facă ceva pentru noi, pentru că avem valoare și trebuie să o punem în practică. Nu te gândești că un viitor mai bun ar fi să pleci, să studiezi în altă țară? O să încerc să plec dincolo, cel târziu la master, dacă nu și în timpul facultății. Dacă se ivește vreo ocazie acolo, să rămân acolo, dar mi-aș dori pe viitor să revin în țară, să aduc cercetarea la locul ei, unde trebuie.